Slăviți să fie Domnul! Amin, amin, amin! Am ascultat mesajul prin fratele care au fost înaintea mea și vă spun sincer, mi-a plăcut ceea ce ne-a îndemnat și ceea ce a spus dumnealui este adevărat. Cunoaștem atât de bine Scripturile, de multe ori înainte de a zice fratele care aici versetul, noi și-l completăm. Sau dacă se întâmplă să greșească și știm ce a greșit. Dar când să corectăm, dar când e vorba de împlinit, lăsăm pe alții să împlinească. Pentru că în loc să veghem asupra vieților noastre, veghem asupra altuia. Și mi-am adus aminte ceea ce a spus Domnul Iisus, cu paiul și cu bârna. Noi totdeauna vrem să scoatem paiul din ochiul fratelui nostru, dar bârna o lăsăm acolo. Pentru că dacă o scoatem, atunci vedem deslușit starea noastră și nu ne place. Dar vreau ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea putere. Amen, amen, amen. Și mie și tuturor care ascultă să începem pocăința cu noi. Da. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat ca să trăim o viață sfântă. Amin, amin, amin. Mi-am adus aminte de ceea ce a vorbit Domnul prin proroc Ieremia la capitolul 6, versetul 16 și câteva gânduri cât Domnul îmi dă. Pentru că niciodată nu m-am pretins că sunt un mare predicator. Am multe de învățat și de multe ori văd unele greșeli pe care le fac și în exprimare și spun, mă, dacă spuneam altfel. Pentru că când ești aici, parcă tot ce ai pe scaun în minte cam dispare. Și când vin apoi pe scaun, iar vin. Și mă, n-am putut să nu zic asta, n-am putut să zic altfel. Pentru că încă mai avem multe de învățat. Amin, amin, amin. Prin harul lui Dumnezeu și prin ceea ce Dumnezeu îmi dă, așa cum sunt un om, un slujitor, un rob slab, vin înaintea dumneavoastră și recunosc că ceea ce sunt, sunt prin harul Lui. Totdeauna când mă pun în genunchi și spun, Doamne, dacă Tu m-ai chemat aici ca să dau sfaturi sau să predic cuvântul Tău sau să ne îndemnăm la dragoste și la pocăință, Te rog frumos, lasă Duhul Tău ce sfânt. Că dacă aș da eu sfaturi după înțelepciunea mea, probabil n-ați mai veni pe aici. Deci mă, ăsta cred că exagerează sau la tora asta. Dar atunci când Duhul lui Dumnezeu este la lucru și când Duhul lui Dumnezeu veghează, toate lucrurile lucrează spre slava lui Dumnezeu. Și așa cum spune psalmist, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău vrem să dăm slavă. Nu venim înaintea dumneavoastră și cred că toți care vin aici în fața dumneavoastră să vorbească de cuvântul Dumnezeu, nu vin cu scopul de a se arăta, bă, vezi cine sunt eu, vezi ce bine predic eu, vezi cât de multă scriptură știu eu, nu. Sincer, de multe ori venim cu frică și ne mai gândim, oare ce mai dă Domnul? Oare ce mai vorbește Domnul? Pentru că de multe ori, nu că nu citim Biblia, citim Biblia. În fiecare seară am un timp în care studiez Biblia și prin înțelepciunea pe care Dumnezeu mi-o dă, o înțeleg. Nu totdeauna o înțeleg, dar sunt momente în care pasajele care nu le înțeleg, le mai citesc o dată. Și le mai citesc o dată. Și stau și veghez asupra lor și dacă totuși nu vine Duhul Sfânt să-mi deschidă o ușă de cuvânt, de aceea sunt frațe lângă noi și întreb, auzi, dar ce părere ai despre textul
din capitolul cu tare și văd părerea lui. Și parcă în momentul când ești la părtășie cu frații, parcă ți se deschide mintea, zic, bă, dar chiar așa e. Pentru că este și important și părtășia. Și într-un sens spune ce bine este când frații se întâlnesc, este ca un de lemnul și știi salmul. De asta ne adunăm, să ne învățăm, să ne îndemnăm, să vorbim din cuvântul Domnului, să ne aducem aminte de cuvântul Domnului și scopul nostru este să ajungem în împărăția cerurilor. Am făcut această introducere poate mai largă pentru că așa am simțit. Pentru că de multe ori ceea ce simt, spun. Chiar dacă poate unele lucruri sunt bune, poate unele lucruri vă plictisesc, dar eu unul, cum zice românul, descarc sufletul înaintea dumneavoastră și înaintea Domnului. Și așa cum am spus, un singur verset care Dumnezeu a vorbit prin prorocul Ieremia se găsește la Ieremia capitolul 6, versetul 16 și spune în felul următor: așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ele și veți găsi o dignă pentru sufletul vostru. Și răspunsul din partea poporului, și Domnul să ne păzească să nu dăm și noi asemenea răspuns, dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Nu omul vorbit, poporul Israel, ci Domnul a vorbit prin prorocul Ieremia. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu că acest popor care Dumnezeu s-a descoperit, care Dumnezeu și-a arătat slava, care Dumnezeu a cerut să trăiască cuvântul lui Dumnezeu și să respecte, și Dumnezeu pe muntele Sinai lui a dat niște porunci, și acest popor care era numit poporul lui Dumnezeu, de multe ori citim în cuvântul Dumnezeu că s-a bătut de la cuvântul Domnului, s-a dus după Dumnezei străini, și de multe ori Dumnezeu trimite câte un proroc ca să-i avertizeze, ca să-i trezească și să le spună că drumul pe care o pornit nu este bun. Și de data aceasta trimite pe Ieremia și spune: Ieremia, du-te și vorbește poporului și spune să stea în drumuri. Uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, pentru că oamenii aceștia, care v-am repet, care Dumnezeu l-a ales, care Dumnezeu l-a dat niște principii cum să trăiască după cum Dumnezeu, au călcat aceste principii. Dacă ne uităm în Ieremia capitolul 17, vine și spune că ceea ce ei fac, se spune în felul următor, că nu făptuiesc dreptatea, unu, asupresc pe străin, pe văduvă și pe orfan, și cea mai mare problemă și cea mai gravă era că acest popor mergeau după Dumnezei străini. Și Dumnezeu s-a supărat pe ei și l-a tras un semnal de alarmă și zicea: auzi, Ieremia, du-te și spun-le, poate vor înțelege și mesajul ăsta, să stea pe drumuri și să întrebe care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Noi suntem poporul răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Oare noi am găsit calea? Pentru că Domnul Iisus vine și spune
în felul următor. Eu sunt calea, adevărul și viața. Toți care au făcut legământ cu Domnul și și-au predat viața în mâna Domnului, au găsit calea, pentru că Domnul Iisus este calea. Domnul Iisus, într-o prejurare, vorbește despre două căi. Pentru că a fost întrebat și a zis, auzi, sunt mulți cei care sunt pe calea care merge spre împărăția cerului. Și Domnul Iisus a zis, auzi, nu este treaba voastră. Treaba voastră este să intrați pe ea, să o găsiți. Și vorbește și despre o poartă strântă, dar vorbește despre calea cea strântă. Pentru că vine și spune cu Dumnezeu că sunt două căi. Calea cea largă, care sunt mulți pe ea și acolo nu sunt reguli, poți să faci ce vrei, poți să fii călăuzit de lucrurile firii, poți să veghezi asupra fratelui tău, poți să-l judeci pe fratele tău, pentru că nu te oprește, că e largă, dar spune că la sfârșitul alergării acea cale duce la pierzare, la moarte. Și este calea cea strântă, care acolo sunt niște reguli, niște principii. Și aceste principii trebuie să le respectăm și trebuie să le trăim așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Într-o prejurare, dacă mi-aduc aminte, am mai predicat odată despre lucrul acesta și am dat un exemplu despre școala de șofer. Atunci când mergi la școala de șofer, te înscrii, profesorii de acolo îți fac legislația și te învață unele reguli, cum trebuie să circuli cu mașina când o să fii la conducere. Și îți dă o carte să citești. Și după cartea aceea, tu trebuie să înveți să conduci. Și pe aceea vine practica. Și te pune pe mașină și îți dă un instructor și spune, auzi, ai călcat aici. Aici nu trebuie să faci aici așa, aici trebuie să faci așa. Și după regula cărții și pe cum te învață instructorul, vine examenul final. Și dacă nu respecti legislația și dacă nu o ții așa cum trebuie să o ții și cum scrie cuvântul Dumnezeu, nu e examenul. Participi și cazi. Pentru că nu poți să faci ce vrei. Acolo trebuie să faci cum trebuie făcut și cum trebuie, cum scrie în cartea de legislație. Tot la fel este și aici, pe calea cea strântă. Nu putem să facem noi ce vrem. Trebuie să facem ceea ce scrie. Și să împlinim ceea ce scrie. Și la sfârșitul alergării noastre, examenul final este atunci când va veni El și ne va duce împărăția cerului. Dacă respectăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu, vom cădea examenul. Dacă nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că am fost pe calea cea largă, că fiecare face cum vrea. Domnul să ne ajute. Domnul să ne întărească, să găsim, dacă n-am găsit până acum, calea cea bună. Și să umblăm pe drumurile cele bune. Pentru că Dumnezeu s-a supărat pe poporul Israel că s-a lepădat de învățătură și de principiile pe care Dumnezeu le-a trasat. Într-o prejurare, capitolul 17 vine și spune templul Domnului, templul Domnului. Ei erau mulțumiți că merg la templu, pentru că și acolo, într-adevăr, mereau oamenii și aduceau jertfe. Și dacă citim cu Dumnezeu rugăciunea lui Solomon când a sfințit templul, a zis, Doamne, dacă își va ridica privirile spre acest templu, ascultă. Și din acest templu, dintr-o simplă clădire, ei și-au făcut un idol
Și o zic, bă, dacă mergem la templu, suntem mântuiți. Nu mai contează cum trăim. Important să fim în templu. Și de multe ori și noi, din numele ăsta că suntem penticostali, că ne-am botezat, de multe ori zicem, e de ajuns. Dacă ești botezat, ești mântuit. Dacă ești la penticostali, ești mântuit. Dacă prorocești, ești mântuit. Dacă vorbești în limbi, ești mântuit. Și restul cu viața, fiecare cum poate, că doar oameni suntem. Într-adevăr, oameni suntem. Dar Dumnezeu are niște lucruri care ne cere. Și lucrurile acestea așa de bine le cunoaștem. Și le știm. Și repet, așa de bine cunoaștem cuvântul Dumnezeu și știm, dar prea puțin împlinim. În ziua judecății, Dumnezeu nu te va întreba și nu va întreba, auzi, Beni, de câte ori ai predicat? Ai 100 de predici. Ești bun. Intră, robul meu, în împărăție. Sau, Beni, de câte ori ai mers la biserică? Sau, Beni, ești penticostal? Ai vorbit în limbi? Ai prorocit? Bravo! Te rog, intră în părăția cerului. Nu. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, spune că ne va judeca după faptele noastre. Se va deschide niște cărți și acolo spune, Beni data de, a avut ocazia să facă fapta asta și o refuzat. Și Iacov vine și spune, cei ce știu să facă binele și nu-l fac, se vârșește un păcat. Deci înseamnă că putem păcătui și dacă știți că facem un lucru bun și vecinul nostru are nevoie de ajutor și noi întoarcem spatele. Și venim înaintea Domnului și spune, Doamne, noi suntem buni. Vedeți cum ne vorbește Domnul prin cuvântul Său? Cei ce știu să fac un lucru bun, o faptă bună și nu-l fac, am păcătuit. Se joacă de cărți în vas, zice Domnul, du-te de la mine, că nu te cunosc, că ai făcut și fără de legea. Prin momentul când ai știut să faci o faptă bună și nu ai făcut, nu-i și păcat, nu-i fără de lege, că asta e păcatul, nu? Păcatul înseamnă fără de lege. În momentul când ai păcătuit, relația mea cu Domnul este întreruptă din cauza păcatului. Domnul să ne ajute să facem numai voia Lui. Și dați-mi voi să mai spun încă o dată versetul care îmi place cel mai mult. Și nu îl spun din că sunt nu știu ce sau să vă nervez. Dar de multe ori când îl spun, mă gândesc, oare astăzi am făcut voia Domnului. Că nu cei ce zic, Doamne, Doamne, vor intra în părăța cerului. Vedeți cât am zis eu acum? Numai despre Dumnezeu am vorbit, dar asta nu înseamnă că dacă am predicat, Dumnezeu mă mântuie. Și ceea ce fac, voia lui Dumnezeu.